Dragi frați și surori, într-o credință și credințe, pentru că așa vă putem și vă pot cuprinde pe toți, întotdeauna am o alegere de făcut atunci când trebuie să vorbesc. Ori o fac respectând un punctaj care nu poate fi chiar atât de cald, sau vorbesc din suflet așa cum poate Dumnezeu pune cuvinte potrivite în guri nepotrivite și aleg întotdeauna a doua variantă. Credința este ceva extrem de intim, dar credința este ceva ce ține cu adevărat de asumare. Dacă noi oamenii politici nu ne asumăm credința, vom face în continuare ceea ce facem de 30 de ani. Asumare înseamnă, stimați colegi parlamentari, să nu îl mai invocăm pe Dumnezeu, să nu îl mai aducem pe Dumnezeu atunci când ne purtăm noi războaiele lumești. O facem. O facem de la microfonul Parlamentului, dar ne pretindem creștini. Ne certăm, facem spectacol între noi parlamentarii, dar încheiem noi, păcătoșii, spunând așa să ne ajute Dumnezeu sau Doamne ajută, de parcă n-ar mai conta că cu câteva secunde înainte am făcut exact ceea ce l-ar putea mânia pe Dumnezeu. Leadership asumat creștin, dragi lideri politici, eu nu mă includ în această categorie, dați-mi voie să o fac, înseamnă Că atunci când se discută în spațiul public de lucruri care ne divid și atacă temelia noastră de creștini, înseamnă să reacționăm. Și vă dau asumat doar două exemple. Când politicianist din stradă se striga, vrem spitale, nu catedrale, oamenii creștini, iubitorii de Dumnezeu, de Isus și de Biserică, ar fi trebuit să spună că atâta timp cât ne vindecăm trupul, trebuie să avem grijă și de suflet și biserica nu face rău, credința nu face rău. Asta înseamnă leadership politic asumat de către oamenii de stat. De asemenea, să fi creștin pe scena publică mai înseamnă ceva. Înseamnă că atunci când se spune tot din motive politicianiste că religia nu are ce căuta în școală, să spunem, asumat din nou, noi oamenii politici, că ce rău face Biblia, Isus, Dumnezeu în școală și copiilor noștri. Asta înseamnă cu adevărat leadership creștin asumat. Din, și revin la ceea ce am început, din binecuvântate pricini, de 11 ani sunt în Parlamentul României și din binecuvântate pricini n-am avut niciodată ocazia să fiu la grupul de rugăciune și ieri când am deschis ochii nu știam că astăzi voi fi la acest eveniment. Dar, cum absolut nimic nu este întâmplător în viață, chiar mă bucur că am făcut-o și am putut să spun, asumat, cu funcție sau fără funcție, ceea ce crede un ales al poporului de la Bistrița, un spațiu multicultural și cu Ortodoxi, și cu Greco-Catolici, și cu oameni de seamă, ce cred eu că înseamnă să fii lider politic asumat. Vă felicit pe toți cei care puteți rosti un Doamne ajută și Isus să ne binecuvinteze fără să avem un interes politic și spun ceea ce ar trebui să spunem de fiecare dată când este îngăduit să mai deschidă ochii, Doamne ajută și Isus este în mijlocul nostru. Vă mulțumesc mult.